De Mutanz, bine indispus, am ascultat la Virgin Radio. Hey, Denis, suntem și live în momentul ăsta pe Facebook-ul Virgin Radio România. Ia uite, și-a deschis singur microfonul. Păi, cine? Eu? Da. Nu, s-a deschis el. Da? Te bune, da, n-am nicio treabă. Ai zis, Andrew, open the mic. Sau am apăsat eu, probabil, din... Cred că este oboseala, na, se simte acum, după atâtea ore. Cred că sunt 30 de ori, dacă am început vineri, Alexandra Gavrilă, știi de câte ore sunt? Pentru că nu-mi dau seama în momentul ăsta. Până azi dimineața la 10 ai făcut 24 de ore, până la ora 8, seara încă 10, aproape 10, deci ai 34 de ore aproape. Yes, 34 de ore și la ora 34 am alături de mine pe Denis. Ia uite ce zice cineva. Cui nu-i place un artist talentat și inteligent? Fine. Da, deci piesa, Denis, asta este mai mult decât genială. Foarte multă lume te ascultă pentru ceea ce spui și pentru ce transmiți. Mersi frumos. Și foarte multe fete te caută pentru cum arăți și cum vorbești. Și cred că de aia am simțit nevoie să fac niște muzică, știi, care să asculte toată lumea, pentru că am simțit nevoie că trebuie să compensez pe cealaltă parte. Nu e adevărat. Denis, fii atent ce mesaj a venit în momentul ăsta. Vreau să spun că iubesc momentele acestea. Aceste momente cu oameni ca voi. Iubim de Motans nu doar datorită talentului acesta deosebit, ci și a transparenței artistului. Denis renunță la inhibiții, la tot ce are atunci când ajunge pe scenă, pe metoda acesta sunt eu și acesta este sufletul meu. Un astfel de om nu poate să nu fie observat și apreciat. Da, uite să știi. Wow, wow! Cât de tare! Că la modul că pe scenă pot să vorbesc și vulgar și să mai acolo, nu știu... Luisa ne-a trimis mesajul ăsta și are o poză pe WhatsApp cu ea în umbră și este un drăcușor. Ok, dar ai vorbit ca un înger, Luisa. Într-adevăr. Foarte, foarte drăguț. Noi suntem și live, am zis? Am zis sau n-am zis? Ai zis, gata, ai zis. Păi mi se duce și mie. The gas is running out. Încerc să și țin legătura cu toți oamenii. Denis, cum arată sărbătorile pentru tine? Ce urmează să faci de Crăciun, de Revelion? Ce faci tu? De Crăciun o să mă odihnesc. Așa. Uite, mi-ai dat o idee foarte bună. Chiar cred că o să mă strădui să ajung și acasă la Chișinău, la părinți. Eu zic că ar fi cazul. De când ai mai ajuns? Da, toamna asta am fost, chiar pe săptămână. Mi-am luat așa liber. Da? Da, am zis că... Achit. Trebuie de dus și... De-o văzut pe mama, pe surioara mea. M-am încărcat așa cu energie pozitivă și am ajuns înapoi la București. Dar de anul nou, sigur că o să cântăm. Încă nu știu unde, nu m-am uitat pe calendar. Zici și mie că nu m-am hotărât unde fac Revelionul. Deci dacă ai nevoie de ceva, cărăuși... Astea... Nu o să fie prin stativul. Prin București, sigur. Nu o să fie prin București? Nu. Păi adică asta e, vin acolo. Stativul ăla cine ți-l cară? La microfon. Geaca. Geaca pe care te-am întrebat data trecută, care e faza cu geaca, dacă mai ții minte. Nu, am observat eu că îți dai mereu vii cu o geacă și o dai jos. Întrebat, zic, băi, Denis, la un moment dat era cald rău de tot și veneai cu geaca și mi-ai zis, nu-mi dau seama că fac asta. Nu, faza e că mereu, înainte de concert, fac baie, știi? Adică să arăt fresh. Și mă strădui să mă feresc de toți curenții ăștia, adică la modul când pun și gluga în cap, chiar dacă e cald, chiar dacă nu, adică în mașină, când merg, mereu rog șoferii să fie toate geamurile trase, așa mai departe. Și aerul condiționat închis. Și normal. Adică eu mai bine transpir până nu mai pot, decât să simt că acolo un curent îmi bate în urechi. Păi, asta că nu transpir ca mine, crede-mă. Zici că la un moment dat este Sahara la mine în casă. Eu când ies din duș până jos, până cobor în lift, că stau la 10. Și cu ocazia asta mi-am dat seama că nu ai ajuns la mine. Că stau la 10 până ajung jos, sunt cum să zic, luarcă. Nu trebuie să-mi schimb tricoul în mașină. Mereu am un tricou de schimb. După ce mi-am făcut duș, da. Eu spun că este emoție lichidă. Așa spun, nu spun că transpir. A, poate porii tăi pur și simplu absorb apă în timp ce faci duș și după aia simt, adică știu, organismul simte nevoie. Dar crede-mă că eu simt asta și nu pot să o consider transpir. Mi se pare urât să spun așa ceva. Dragii mei, deci dacă mai transpirați vreodată în public, haotic, rău de tot, spuneți că pur și simplu donați emoție lichidă. E mult mai frumos și mai normal. Mai ales dacă ați ieșit din duș, nici măcar nu miroase. Așa că am găsit chestia asta.
Nu știu, mă rog, e o tâmpenie de-a mea și probabil au trecut multe ore. Da, e foarte, foarte frumoasă, e drăguț așa. E romantică. Știi ce uite, vreau să uite, te... Uite, Andrei, poți să spui un cântec despre treaba asta. Emoție lichidă. Despre transpirație, nu? Da, da. Păi, mă gândesc. Am într-o metaforă. Dacă m-aș apuca să fac piesa asta, Denis, îmi pare rău, te-aș sări. Cu tot respectul, te-aș sări. Dar știu că se făceau multe glume și omul ăsta, până la urmă, a scăpat de treaba aia, că era nasoală. Aș face piesa asta cu Cotabiță. Cu Gabriel Cotabiță. Cu emoție lichidă. Pentru că el toată viața s-a luptat cu asta. Mi-aduc aminte de când eram mic. Venea pe la foarte multe emisiuni și spunea că avea problema asta și oamenii și mai făceau glume. Mamă, transpiri cu un Cotabiț, dar m-am gândit, bă, pune-te în locul lui. E nasol uneori. Așa că, vezi, aș face numai așa, în semn de... Bă, nu știi ceva. Zic la ora asta. In your face. Yeah, in your face, da. Știi? Exact. Să vină și să... Asumarea este cea mai mare scăpare psihică. Dacă ești asumat, ești mult mai relaxat. E normal, și după aia te doare în cot. Adică... Exact. Ai văzut interviu cu Ion Țiriac vreodată? Nu. Să te uiți. E foarte asumat și pare că îl doare în cot. Sunt sigur că e foarte chill. Adică... E foarte chill, crede-mă. Chill. El a inventat cuvântul ăsta foarte chill. Chill. Da. Continuăm la Virgin Radio. Denis, pregătește-te de Wall of Stars. 5 întrebări de cultură generală. Deși aș sta cu tine în continuu, dar na, asta e. Mamă, și 44 de minute. Ți-am zis să nu stăm la taclale pe hol. Revenim imediat cu Denis. Maratonul lui Nicolae continuă. Am 5 întrebări să-i pun. Am emoții. Să vedem. Ai emoții? Da. I got you. Mai suntem în live? Mai suntem în momentul ăsta? Good. Păi voiam să ne luăm papaul din live. Hmm? Zici să rămânem? Bine. Aveam nevoie la toaletă puțin, dar... Hai că rămânem, ce să zic. Vezi că orice spui poate fi folosit împotriva ta. Trebuie să fie două piese la rând. Am înțeles. Nu o să fie două piese la rând, nu-mi dau seama. Ideea e că m-a luat așa puțin oboseala, dar încerc să fac eforturi. Te ajut cu ceva? Îți aduc o prăjitură. O prăjitură, Doamne ferește. Merge. Arăt eu om care a mâncat puține prăjituri. Am mâncat prea multe prăjituri. Uite, Denis. Mergi la sală, nu? Mănânc pizza. Da. Am înțeles. Mi se șoptește din cască. Da. Tu de ce n-ai cască? Am uitat să rog pe Denis ceva și am primit acum un mesaj corect. Nu putem să oprim live-ul pentru că you have to run. You have to run, Denis. Noi aveam live de cântat, dar ne-am luat la vorbe și o să te rog, respectuos, să te duci. Da, să te duci în sala de concert. Iar noi, Doamne, deci nu știu cine ai pregătit, dar în orice caz o să vedem. Da. Fai de capul meu. L-ai trimis, mă, să cânte. Dar eu am uitat complet că el o să cânte și live la maraton. Ariana, trebuie să o scot pe Ariana mai repede. Ariana Grande cu Seven Rings am ascultat la Virgin Radio și ne apropiem de final. Am uitat complet, guys, de la Denis. Aveam o mega surpriză și trebuia doar să rog să meargă în sala noastră de evenimente. Avem live act cu The Motans la Virgin Radio. Cum este semnalul gata, eu îl pun sus. Așteptăm. Denis, cred că a ajuns. Și cred că am primit și mesaj acum. Foarte frumos. Eu nu pot să mă abțin, nu pot să zic. The Motans, tu o să se audă live la Virgin Radio în cel mai scurt timp. E pornit live-ul ăsta încă? Am rămas singur aici, dar îmi pare rău. Vreau să ascult tu. Trebuie să văd dacă suntem gata. 3, 2, 1. Venise semnalul. Thank you.
se întreabă cum același pământ ține doi nebuni ca noi în același timp. Lumea se întreabă cum, dar lumea nu știe. Nu ne ținem de pământ, că ne ținem de mână. Lumea am lăsat-o în urmă, n-ar fi fost ca și când. Tot ce vreau acum cu buzele să mă aleg, la piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt, am să te aștept acolo unde șanse nu-s, unde chiar și zeii au căzut, acolo unde nu există loc pentru început. Am să te aștept acolo unde valurile au spălat toate visele, și din când în când doar adierea de vânt îmi mai aduce doar sare și nisip. Doar sare și nisip, no. Lumea se întreabă cum, doar pentru noi doi soarele mai stă un pic și se scaldă în zori. Lumea se întreabă cum, dar mie nu îmi pasă. Zorii sunt făcuți din șoaptele și visele noastre. Ai dansat cu zâmbete ușor în viața mea, mi-ai spus că vei fi alături când lumea tăcea, când primăvara a plecat. Dar tu mi-ai promis, mi-ai adus în suflet focul când luminile s-au stins. Am să te aștept acolo unde șansei nu-s, unde chiar și zeii au căzut, acolo unde nu există loc pentru început. Am să te aștept acolo unde valurile au spălat toate visele, și din când în când doar adierea de vânt îmi mai aduce doar sare și nisip. Tu ești refrenul, iar eu te cânt. Tu ești refrenul, iar eu te cânt. The world famous Virgin Radio. Și dacă tot îl avem acolo și am rămas aici în studio, atât spun. Nu pot să mă satur la o piesă de Motans și sunt sigur că toți cei care ascultă Virgin Radio în momentul ăsta sunt de acord cu mine. Dacă tot am auzit tu, de ce să nu auzim și Weekend? Pentru că este Weekend în momentul ăsta și la maratonul lui Nicolae și în toată lumea asta. Ascultăm împreună The Motans cu Weekend la Virgin Radio. If we're ready, e foarte complicățel, dar if we're ready, we can go. Până la stele, e pentru copii. Ne ajungeam la ele când voiam și tu știi. Ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Te iubesc până în infern și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele păcate, dar tu ai grijă și mă ții să nu le fac vreodată. Și nu am rezervat bilet în paradis. Când am ajuns cu banii, era deja închis. Am pregătit din timp, însă doar pentru noi, un cer, un răsărit și o pătură la dunia. Zilele de luni și până în joi le-am lăsat pe altă dată. Acum vreau să fii cu mine, să faci din viața mea o artă. Vreau un sărut dur să mă suport, să mă topesc, să mă pierd de tot nou. În ochii tăi să mă ascund, în ei să mă scufunde. În ei să mă scufund, no. The
vreau în abundență și te vreau acum. Îmbrăcată doar în ruș pe buză și parfum. Vreau să-ți acopăr sânigui subtil, cu săruturi dulci și cu figuri de stil. Știu, cuvântul vreau sună prea vulgar, e doar pentru că mi-am pierdut răbdarea. De fiecare dată când te privesc tresar ca un copil care vede prima dată marea. Și nu am rezervat bilet în paradis. Când am ajuns cu banii era deja închis. Am pregătit din timp însă doar pentru noi un cer, un răsărit și o pădure la doi. Zilele de luni și până în joi l-am lăsat pe altă dată. Acum vreau să vii cu mine, să faci din viața mea o altă. Vreau un sărut dur să mă sufoc, să mă topesc, să mă pierd de tot. De să mă ascund, în ei să mă scufund, oh. În ei să mă scufund, yeah. Mergem prin viață cu picioarele goale ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus. The world famous Virgin Radio.